Maxim, nevoit să se retragă mai mult pentru a acoperi golurile din defensivă. Bugema, tehnică foarte bună. Cristescu din nou pentru Bugema. Lazar a fost offside. Foarte... Da. Ochila în careu. Din nou la o centrare în careul lui Lazar. Doi jucători ai Petrolului. Prița, foarte bună pasă pentru Bugema, în care continuă Bugema, Bochila și este gol! Este gol! Marcat de Petrolul, dar de Younes Hamza. Fauta lui Galamaz, iată aici faza. Pătrunderea lui Bugema, o pasă în spate, offside la Younes Hamza, dar foarte util Marinescu până acum echipei sale. Aici e Crista, foarte aproape să agațe această minge. Bugema trimite în stânga, acolo este Younes Hamza. O primă modificare la Giureșten, va intra foarte curând Milisavljević, însă să vedem această acțiune a Petrolului, pasa lui Bugema. Este pentru Adrian Cristea, poziție bună pentru Adrian Cristea, caută șutul Cristea, puțin pe lângă poartă. Uitați de turneul de tenis de la Cincinnati, sunt semifinalele acum în direct pe Digi Sport 2. Bugema pentru Marinescu, primește grozav, Bugema din nou grozav, o pasă pentru Amaz și acum Akin. Mustivar, Bugema, o trecere frumoasă pe lângă Vladimir Bojovic. Bugema pasează pentru Hamza, iese Peterson și reușește să prinde. Pentru a centra o face liber pe bara a doua și este gol! Gol! Marchează Jeremy Bochila. Împinge mingea în plasă, o execuție puțin norocoasă a lui Bochila. Mingea l-a lovit în tibie, iată. Cu tibia... Valeriu Răchită, Povilas în poartă. Să urmărim însă acest atac al Petrolului cu Bugema, centrare și intervine. Bugema execută această lovitură de colț, la colțul lung și este gol! Iată faza, Bugema pentru prima dată centrează în altă zonă decât cea de la colțul scurt și s-a dovedit o alegere mai mult decât inspirată. La dispoziție să forțeze, deviere pe spate, Picana acum pentru Bugema. O centrare pentru Dina și gol! Gol Petrolul! Încă o dată, toată faza, tot el a deviat pe spate, mingea respinsă în primă fază, nu tocmai convingător. Are timp Bugema să centreze, o reluare din nou blocată a lui Dina și până la urmă vine și golul. Să-și potrivească mingea pentru piciorul drept, pierde din nou Mendy, Valinegru acum. Excelent, se descurcă Bugema, o pasă interesantă. Oprița, au făcut schimb de locuri cei doi după primirea golului. Ajunge Bugema. Bugema, centrare bună și scoate Dănălache. Centrare foarte bună a lui Bugema, o greșeală. Ivo Pinto de la margine către Capetanos, respinge Marian Cristescu, îi pasează în dreapta lui Bugema. Camora a depășit de mijlocașul francez, Bugema spre Cristescu, foarte bine deschide jocul Petrolul, spre Harmutovski, Laurențiu Marinescu, oprit de Godmeș, Bugema, o trecere prin regătăță. Bugema, centrarea acestea spre Cristescu, excelent apare Camora, Soniu Stivar, trimite spre Bugema. Cristescu acum, Cristescu pentru Bugema, Bugema fața porții, însă Cochila nu ajunge la întâlnirea cu mingea. Rămâne CFR Cluj Petrolul 1-1, la fel ca și în debutul primei reprize, CFR Cluj trăiește periculos, invitând-o pe echipa lui Mircea Rednic să atace.
Bochila, nu a jucat de mijlocaș defensiv de la CFR, a funcționat foarte bine în această seară Gabi Mureșan și Godmeș. Acum CFR-ul în atac prin Bugema, centrează pentru Bochila, mingea îl depășește însă pe atacantul. Bugema a ajuns din urmă de Luchin, îl controlează bine cu brațele Luchin, totuși Bugema se descotorosește și este gol! Gol Petrolul! 3-4, nu știu câte minute pot fi de prelungire. 2-0 pentru Petrolul. Foarte ușor păcălit aici Sârgean Luchin. Un jucător de națională nu poate fi păcălit atât de ușor. Nu ai voie să-l pierzi atât de ușor pe adversar. Luchin care se ținuse foarte bine de Bugema în momentul în care Bugema făcuse acea preluare spre poarta lui Bălgrădean. Fața singura care ratează constant fiecare meci este CS Mioveni. Și a făcut și ea un 0-0 cu Sportul, care o încurcă teribil pe Sportul, având în vedere că iată-l pe Bugema, face spectacol acolo. Cătălin Munteanu cu o centrare, este Hamutovski și reușește să respingă Bugema. Frumos gest tehnic al lui Bugema, este însă singur deposedat până la urmă de Rus. O degajare a lui Scarlatache, blocată de Bugema, ține mingea în teren Bugema și Petrolul poate declanșa un atac pericol. Puțin jocul la mijlocul terenului, Cristea, o pasă a lui Cristea pentru Bugema, preluarea este foarte bună a lui Bugema, scoate la Hamza și Bălgrădean își mai spală din păcate. A trimis mult prea aproape de careu și a facilitat lui Felgheiraș această ieșire cu călcâiul Bugema. Osiaco, nu e în offside Bugema, trei oameni pe acest atac al Petrolului. Bugema pentru Sony Mustivar. Mustivar nu îl poate învinge pe Mario Felgheiraș. Acțiunea lui Bugema. Steaua și Dinamo pot veni la două puncte, nu la trei. Mustivar reușește pasa până la urmă, șutul lui Mustivar blocat până la urmă. Ce cu marginea fazei de mai devreme. Vine centrarea lui Florentin Dumitru, slabă, însă la colțul scurt respinge ușor Roni, recuperează Bugema. N-am mai văzut cursele lui Bugema din meciul cu Dinamo, poate la această fază. Iată-l pe Bugema, minge respinsă până la Younes Hamza. Mustivar repune pe Petrolul în atac, Bugema intră în careu, Bugema o pasă și din nou aceeași reluare imprecisă. Maxim de la margine pentru Bugema. Luptă și opriță acolo pentru minge, revine Bugema, încearcă un sprint pe lângă Frăținescu. Bugema în careu, șutează Osiaco, însă Buhta are noroc la această fază. Iată-l la minge acum pe Bugema, centrare bună și gol! Acesta este golul de Oprița. Egalează în fruntea clasamentului golgheterilor echipei sale pe Younes Hamza. Perfectă centrarea lui Bugema, nemarcat Oprița. Și vă reamintesc, Gazul joacă cu trei fundași centrali. Reușește să trimită cu capul simplu din 7 metri în poarta lui Târgu Mureș. A venit acasă pentru partida cu Gaz Metan. Mușcat de plasare cu Panduri și în ultima etapă cu Sportul. Hamza în fața golului. Respinge Popescu. Se încurcă puțin în balon, dar rămâne mingea la picior, nu pentru mult timp. Claudio Onescu, Bugema, o evoluție consistentă. Descoperire extrem de importantă a Petrolului. Execută și înscrie Hamza, a executat Bugema acest corner din mijlocul careului. La Chipciu îndepărtat de minge. Se da, poate da fault în atac. Este fault după părerea mea. Benjemia, sare Iliev la cap și câștigă duelul. Bugema în margine la Oprița. Oprița, foarte bună pasa lui Oprița și șutul lui Bugema la colțul lung. Se duce puțin alături. Maxim pentru Osiaco, din nou Florin Maxim. Minge lung de angajament pentru Younes Hamza. Vine din urmă Bugema este în careu, centrare. Younes Hamza, gol! Extraordinar atacul Petrolului. Bugema a făcut mare parte din această fază.
Cât de altruist a centrat acolo francezul. Și Hamza Younes înscrie pentru a doua oară, cu toată opoziția lui țigănaș. Face în stil de mare campioană. Iată, Bugema îi pasează lui Grozav, care îl învinge aparent fără probleme. De la distanță, stâng, Bugema pasă pe poziție viitoare și este încă o ratare a lui Hamza, apăr Octavian Popescu. Iată pe Hamza. Destul de mare acel spațiu dintre fundașii lui CS Mioveni. Intervenție salvatoare a lui Octavian Popescu. Dreapta. Are și oțelul absențele sale. Îl vedem însă pe Younes Hamza obținând lovitura de la 11 metri. Și dacă e penalti, este și cartonaș roșu. Respinge de lângă el însă Tatu. Bugema, o minge aruncată fața porții. Ce ocazie pentru Petrolul. A fost însă o neînțelegere între cei doi jucători la această centrare a lui Bugema. Trebuie o pasă bună acum pentru Iancu. Poate accelera Marinescu. Marinescu, un excelent pasator, îl vede în dreapta pe Bugema. Mai departe la Kim, reprimește Bugema, vine centrarea, lovitura de cap peste poartă, Bochila. Și în ce poziție bună se afla vârful Petrolului. O primă șansă de gol pentru echipa lui Mircea Rednic, perfectă centrarea cu efect dată de Bugema dintre două. Doar bine și de această dată, mereu caută combinațiile, nu așteaptă mingea la picior. Bine să-și culeagă baloane, centrează Bugema la bara a doua, iese Vâtcă, o minge înălțată de cum centrează. A respins George Galamaz. Bugema, Grozav, continuă acțiunea Gicu Grozav, Iancu, nu îl poate dribla pe Sony Mustivar, mi s-a părut unul dintre cei mai buni jucători ai Petrolului. Bugema, Bochila, driblează portarul, Bochila, dar nu se poate așa Vaslui, ceva. Poziție corectă la Bochila, prea cu stângul, îl driblează pe Vâtcă, aici poarta e goală, execuția cu piciorul drept. Zerca pentru Hamza, această pasă în careu, Hamza vine din spate, Bugema, gol Petrolul, 2-0, minutul 19. Trident ofensiv, Hamza, Zerca, Bugema. Cât de inteligent întoarce această minge Hamza. Apariție din linia a doua a lui Bugema. Foarte ușor este. Bugema scapă acum, Bugema, poziție de șut, este 3-0 pentru Petrolul. Scapă de Eugen Crăciun, are mult spațiu la dispoziție, Crăciun pleacă de lângă el pentru a-l bloca pe Surugiu. Dar Bugema are calea liberă spre gol. Munteanu. Akin pentru Hamza, întoarce bine tunisianul pentru Bochila, Bochila îi ia fața lui, acolo lui Perendia și până la urmă vine și marchează Bugema, dublă a francezului și probabil acum nu se mai pune problema echipei învingătoare. Perendia cât și Sergiu Costin au făcut mari erori, nu e posibil să ai 2 metri avans față de adversar și totuși să nu fii în stare să respingi o minge relativ ușoară. Iată-l pe Perendia. Ce-o fi așteptat acolo fundașul oțelului, numai el știe. Ale acestei partide, o fază deschisă frumos în partea dreaptă, centrare, a fost pentru Hamza, până la urmă este golul marcat de Damian Bugema, minutul 19, Petrolul, oțelul 1-0, super execuție a lui Bugema. Iată mingea care se dorea a fi pentru Younes Hamza. Au respins gălățenii de acolo. Cred că Perendi a fost cel care a îndepărtat mingea, într-adevăr. Însă 5 minute de prelungire.
foarte multe. Mult, în condițiile în care două schimbări s-au făcut la pauză. Ce execuție! Gol! Gol! Marchează Bugema! Ce execuție senzațională! L-a văzut ieșit pe Bălgrădean, a tras din prima, 3-0 pentru Petrolul în minutul 91. Unul dintre cei doi frați Dida, iată, dintre doi adversari a reușit Bugema să trimită. Superb, absolut superb. Nimic n-a fost întâmplător.